Festivalul Minorităților a fost gândit și organizat de către Grupul de Inițiativă pentru Incluziunea Romilor, sprijinit de către Municipalitate, Centrul Județean de Conservare și Valorificarea Tradiției și Creației Populare și de către Asociația pentru Educația Romilor Chetanes Giurgiu. Festivalul a debutat cu un spectacol generos, la care au participat artiști amatori, formații muzicale sau trupe de dansatori din mai multe localități ale județului. Prin acest lucru am vrut să adunăm toate minoritățile existente în orașul și județul Giurgiu. Am vrut să facem un spectacol deosebit și sperăm să reușim. În tot în cadrul acestui spectacol vom premia și 10 elevi care au câștigat în țară și în străinătate premii și vrem noi să-i promovăm ca să devină modele pentru ceilalți copii. În acest festival vor fi minorități și bulgare și turce, dar și de etnie romă, cu precădere, deoarece în orașul nostru se știe că o pondere mult mai mare o au cetățenii romi. Cu această ocazie vom dovedi că și noi cetățenii de etnie romă putem să ne integrăm în societate, chiar dacă noi tot timpul spunem să schimbăm mentalitatea majoritarilor, iată că într-un final am ajuns să schimbăm mentalitatea și cetățenilor de etnie romă și prin acest festival dorim să aducem la cunoștință cel puțin municipalității din orașul nostru că noi, romii, putem să ne integrăm în această societate. Toți copiii care au participat la spectacol au primit din partea organizatorilor mici cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă care se apropie, iar 10 copii merituoși au primit premii de excelență și s-au bucurat să primească pe lângă dulciuri și câte o tabletă, un cadou util și la modă care cu siguranță le va răsplăti eforturile. Premiile au fost înmânate de către viceprimarul municipiului Alexandru Vladu și de către deputatul Nicolae Florian, care s-a alăturat organizatorilor sprijinindu-i așa cum a făcut întotdeauna. Aș vrea să vă spun, vă bucur, vă iubesc pe toți, v-am întins o mână, v-am simțit inimile și să știți că sunt lângă dumneavoastră pe mână. Vă mulțumesc! Diploma de excelență se acordă elevei Muti Florența Rusandra. Pentru rezultatele de excelență, cu ocazia Zilei Naționale a Minorităților. O parte dintre costurile necesare organizării festivalului și premierii au fost suportate de municipalitate, sponsor important fiind și grupul de firme Nova Force.